Vasile Goldiș Arădean, de origine din comuna Mocir, la care astăzi îi poartă numele, este încă unul dintre intelectualii arădeni care și-au desăvârșit studiile în marile centre ale Imperiului Austro-Ungar, Viena și Budapesta. Asta nu l-a împiedicat să îmbrățișeze cauza românească începând cu procesul memorandiștilor. În anul 1893 devine membru al Partidului Național Român și colaborator activ al ziarului Tribuna. 8 ani de zile mai târziu, Vasile Goldiș se mută la Arad, unde cariera sa politică va lua amploare. La 10 ianuarie 1905, Vasile Goldiș cere să fie abandonată tactica rezistenței pasive la politica Imperiului față de minoritatea română. Ca membru al Parlamentului Maghiar, în perioada 1906-1910 a avut mai multe intervenții pentru stoparea discriminării naționalităților minoritare din cadrul Imperiului. Începând cu 1 ianuarie 1911, conduce ziarul Românul, dar articole tranșante și dure la adresa politicii oficiale a guvernului maghiar atrag după sine închiderea ziarului începând cu 1916. Va fi redeschis în noiembrie 1918, când Consiliul Național Român, în care Vasile Goldiș era o figură centrală, va anunța decizia acestui organism de a uni Transilvania cu România. Vasile Goldiș este cel care la 1 decembrie 1918 rostește la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia celebrul său discurs în care relevă asuprirea națională și socială exercitate de-a lungul veacurilor asupra românilor din Transilvania și Banat, subliniind perenitatea acestora în condiții vitrege, inevitabilitatea dezmembrării monarhiei austro-ungare, a eliberării popoarelor asuprite și a constituirii pe ruinele acesteia a unor noi state naționale.